Nenorocirea care s-a bătut asupra României este teribilă. Specialiștii spun că se întâmplă la iarnă. Vine o criză de nedescris la nivel național, iar prețurile vor continua să crească. Prețurile se vor menține ridicate și la iarnă, anunță specialiștii care transmit că tarifele la curent, petrol și gaze au generat noi scumpiri la nivel național. Salutare și bine ai venit pe un nou material. Ceva teribil urmează să se întâmple în România, nu știu câți dintre noi văd acest lucru. Am observat că la vară a fost toată lumea calmă, unii au plecat în concedii, totul a fost mai ca înainte. Ei bine, de acum vine greul, din cauza că vine și perioada de frig și haide să vedem ce spun specialiștii despre criza uriașă care urmează să se simtă mult mai rigid decât s-a întâmplat până acum. Lunile viitoare vor aduce probleme serioase în România. Practic ne așteaptă o iarnă cu prețuri la fel de mari în magazine, avertizează economiștii. Mai mult, prețul produselor industriale la poarta fabricilor a crescut în luna iulie cu peste 52% în comparație cu aceeași perioadă din 2021. Acest lucru se va reflecta în costurile tuturor firmelor. Creșterea industriei vedem pe toate sectoarele în iulie față de aceeași perioadă din 2021. Producția și furnizarea de energie electrică și termică au prețuri aproape triple față de anul trecut, în timp ce extracția petrolului brut și a gazelor s-a scumpit cu 160%. În ceea ce privește fabricarea produselor din țiței, acesta s-a dublat. Scumpirea a fost și la substanțele și produsele chimice. Și pentru fabricarea mobilei, costurile au urcat cu 28%, la produsele din tutun cu 30%, iar în cazul hârtiei cu 33%. Economiștii români spun că 2022 a fost anul crizelor și avertizează că tăvălugul abia s-a pornit. Prețul gazului natural și a energiei în Uniunea Europeană a atins maxime istorice. Problema este că acest lucru trebuie rezolvat la nivel de Uniunea Europeană. O țară individual puțin poate să facă să reducă aceste prețuri. Vor rămâne prețuri mari la gaz natural pentru această iarnă. Încă mai este o dependență de gazul din Rusia pe care în 6 luni probabil o va rezolva Comisia Europeană, însă va trebui să trecem iarna cu aceste prețuri mari, din păcate, a explicat Adrian Codrilaș, analist financiar, vicepreședintele CFA România. Pe de altă parte, aceste scumpiri sunt și din cauza așa numitului fenomen de anticipație inflaționistă. Specialiștii spun că vânzătorii profită de contest și urcă tarifele pentru costurile pe care le au în realitate, iar această situație se întâmplă de la o lună la alta. Și în cazul produselor industriale, prețurile au fost în iulie cu 5,2% mai mari față de luna iunie, iar trendul acestor practici va fi probabil ascendent. De asemenea, Gazprom trimite o undă de șoc în Europa. Gigantul rus a transmis vineri, 2 septembrie, că suspendă livrările de gaz pentru Europa prin gazoductul Nord Stream pe termen nedefinit. Totodată, gigantul rus susține că decizia a fost luată în contextul în care există o defecțiune la o turbină a gazoductului Nord Stream, iar aceasta a fost complet oprită pentru a fi reparată, conform informațiilor transmise. Potrivit informațiilor transmise de un reprezentant al companiei într-o scrisoare către compania Siemens, defecțiunile necesită piese din Germania pentru a putea fi reparate. Dar oare să fie chiar așa? Să fie motivul opririi gazelor către Europa o simplă defecțiune? N-aș crede acest lucru. Astfel, compania rusă a solicitat piesele chiar dacă știe foarte bine că această cerere nu poate fi onorată din cauza sancțiilor impuse Rusiei de Uniunea Europeană. În aceste condiții, gigantul rus al gazelor lasă să înțeleagă că reparația și implicit reluarea livrărilor de gaze nu vor mai avea loc la data prevăzută. Amintim că gazoductul Nord Stream 1 era oprit de 2 zile, dar trebuia repus în funcțiune sâmbătă. Germania este cel mai mare client al Gazprom, însă a reușit în câteva luni să-și reducă dependența de Rusia. În august, doar 9% din gazul consumat la nivel național era rusesc. Norvegia este acum cel mai mare furnizor al Germaniei. Trebuie menționat că Gazprom vine la scurt timp după ce Kremlin avertizează că decizia G7 de plafonare a prețului petrolului va destabiliza piețele. Noi putem spune un lucru cu certitudine: adoptarea unei astfel de hotărâri ar destabiliza semnificativ piețele petrolului, a declarat Dimitri Pescov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de cotidianul Le Monde. De altfel, Moscova a semnalat intenția de a opri exportul de petrol către țările care aplică plafonarea prețurilor cerută de grupul G7. În privința limitării prețurilor, noi pur și simplu nu vom mai livra petrol sau produse petroliere companiilor sau țărilor care impun astfel de restricții, a afirmat Alexandru Novak, viceprimul rus responsabil de afaceri energetice. Un astfel de plafon ar fi total absurd și ar provoca destabilizarea prețurilor, iar consumatorii europeni și americani vor fi primii care vor suporta prețul, a subliniat Novak. Uniunea Europeană a stabilit deja reducerea importurilor de petrol din Rusia, permițându-le doar pe cele prin oleoducte, cele pe cale maritimă urmând să fie oprite. Ministrii finanțelor din grupul națiunilor puternic industrializate și al G7 au anunțat vineri intenția de a plafona prețul petrolului importat din Rusia în cadrul sancțiunilor impuse din cauza invaziei militare în Ucraina. La summitul de la Elmau, liderii G7 au reafirmat angajamentul comun de a împiedica Rusia să profite de pe urma războiului de agresiune, de a susține stabilitatea piețelor energetice globale și de a minimiza efectele economice negative, mai ales în țările cu venituri mici și medii. În sensul acestui angajament, confirmăm astăzi intenția noastră politică unitară de a finaliza și a implementa o interzicere completă a serviciilor care permit transportarea petrolului de origine rusă și produselor petroliere la nivel mondial, iar furnizarea acestor servicii va fi permisă doar dacă petrolul și produsele petroliere sunt achiziționate la un preț sau sub un preț, un plafon de preț, stabilit de coaliția largă a țărilor care aderă la implementarea acestui plafon, a anunțat grupul G7. Dragilor, e adevărat, vin vremuri grele. Mulți au senzația că 2022 a fost anul crizei, mulți cred că acesta este bottom-ul crizei, niciun caz. Cum spuneau și analiștii români, de-abia acum începe distracția cu ghilimele de rigoare. De-abia din această iarnă sau toamnă, depinde, se va simți mult mai acut criza. Evident, 2023 va fi un an și mai rău din punct de vedere economic pentru omenire, iar 2024 s-ar putea să fie și mai rău ca 2023 și 2022 la un loc. De-abia poate din 2025-2026 va începe din nou omenirea să aibă un trend ascendent în economie. Este o perioadă de câțiva ani prin care omenirea trebuie să treacă, așa că vom vedea ce se va întâmpla. Nu uita să te abonezi și nu uita să intri pe canal pentru a vedea ce am mai postat. Începând din septembrie, eu voi continua să fac episoade mai serioase, episoade mai economice și episoade mai politice, pentru că știu că vin niște vremuri foarte grele. Așa că vă voi ține la curent cu ceea ce se întâmplă în omenire și voi înceta să mai fac episoade pe care le-am făcut vara, exact episoade mai puierile, cum sunt cele cu descoperiri, pentru că eu consider că omenirea nu are nevoie de asta acum.